Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vorbim despre cele mai mari enigme ale cosmosului. Cândva, pe când oamenii credeau că Pământul este plat, aceiași oameni credeau că bolta cerească este cu adevărat o boltă, o cupolă solidă, țintuită cu stele, dincolo de care se găsește ceva. Acest ceva a variat în cursul timpului de la o cultură la alta și așa s-au născut religiile, filozofia. Astăzi, datorită unor mai nou apărute științe, precum astronomia, astrofizica și altele, știm că bolta nu există, ceea ce se întinde deasupra și de desubtul Pământului, despre care între timp am aflat că este rotund, este Universul, ceva imens, copleșitor, o alternanță de enorme porțiuni de vid cu mult mai mici porțiuni de materie, solidă, gazoasă, lichidă ori plasmatică, organizată sub forma unui număr colosal de corpuri cerești, totul întinzându-se până nu știm unde. Nu știm cu exactitate dacă Universul este finit sau infinit, iar ideea unui univers care nu se termină niciunde ne răvășește și ne amețește pe noi care, în lumea noastră mică, suntem obișnuiți ca orice lucru să aibă margini și sfârșit. Și aceasta este poate cea mai tulburătoare întrebare pe care ne-o putem pune despre lume și nu e singura. Iată în continuare 10 mistere care de multă vreme ne bântuie cel mai tare intelectul și ne răscolesc imaginația. Mistere despre timp, despre spațiu, despre materie, despre fenomene naturale și despre formele de viață care populează acest straniu și neînțeles univers. Inteligența extraterestră. Există și alte ființe inteligente în univers, altele decât oamenii și altundeva decât pe Pământ? Răspunsul nu este deloc ușor de dat. Precum poanta unui banc, unii zic că da, alții zic că nu. Mai toată lumea tinde să creadă că există forme de viață pe alte corpuri cerești din univers și, cum este în firea noastră să dorim cei mai buni, considerăm că omul este cel mai bun produs din gama formelor de viață de pe Terra, pare firesc să vrem să găsim în primul rând niște ființe asemenea nouă, măcar ca nivel al inteligenței. Dar să vedem ce zic reprezentanții comunității științifice, savanți serioși, care chiar au reflectat profund asupra acestei probleme. Carl Sagan spune că din moment ce există deja o formă de viață inteligentă, omul, atunci, indiferent cât de rar ar apărea așa ceva în lume, ar trebui totuși să mai găsim ceva asemănător, având în vedere cât de uriaș e Universul. Francis Drake susținea că se pot calcula șansele de a găsi viața inteligentă pe alte planete cu ajutorul unei ecuații. Drake a estimat că, iarăși, dată fiind vastitatea Universului, chiar dacă numai o planetă dintr-un miliard ar găzdui o formă de viață dotată cu inteligență, tot ar putea exista încă 6 miliarde de planete cu asemenea specii. Enrico Fermi se întreba dacă e așa de probabil să existe ființe inteligente pe alte planete, cum se face totuși că n-am detectat până acum niciun semn care să indice existența lor. Stephen Hawking spunea că ideea existenței extraterestrilor este perfect rațională, însă întâlnirea cu ei s-ar putea dovedi devastatoare pentru specia umană, așa că poate n-ar trebui să ne străduim atât să intrăm în contact cu ei. Între timp, vastul program SETI și ufologii amatori cercetează de zor cerurile în speranța de a recepta cândva mult așteptatul salut de bun găsit din partea extraterestrilor. Antimateria. Teoretic, antimateria există. Practic, nimeni nu se poate lăuda că a găsit-o în spațiu. În teorie, unul și același eveniment creează concomitent atât materie cât și antimaterie. E un fel de teorie yin-yang aplicată la fizica particulelor. De pildă, unui barion, o particulă compusă din 3 particule elementare numite quarci, îi corespunde un antibarion, format din 3 anticuarci. Cele mai cunoscute tipuri de barioni sunt protonii și neutronii, din care sunt alcătuite nucleele atomilor. Se presupune logic că Big Bang-ul, evenimentul cosmic care a dat naștere Universului, ar fi creat un număr egal de particule și antiparticule.
Că universul este plin de materie și materia e alcătuită din particule, asta vedem. Dar unde este cantitatea aceea egală de antimaterie, care ar trebui să coexiste cu materia? Mister total. Universul este plin de barioni, dar antibarionii nu sunt nici pe departe câți ar trebui să fie. Și nu avem o teorie care să explice asta în mod satisfăcător. Conștiința. Mintea omenească este un adevărat miracol. Dincolo de metaforă, s-ar putea ca miracol să fie totuși un termen potrivit pentru a caracteriza mintea umană, căci înainte de toate este ceva inexplicabil. Sau poate doar neexplicat încă pe deplin. Problema preocupă omenirea de multă vreme și, în ciuda progreselor făcute în neurologie, tot nu știm cum e posibil ca dintr-o masă de celule, care secretă niște substanțe chimice și transmit impulsuri electrice, să ia naștere gândurile. Să fie vorba despre niște răspunsuri condiționate, cum susțin unele teorii ale savanților? Să fie un efect secundar al modului în care funcționează creierul? Atunci se întreabă unii, oare într-o bună zi nu vor vrea și calculatoarele sau roboții să fie considerate persoane și să li se recunoască niște drepturi? Oare conștiința este independentă de gazdă? Supraviețuiește ea morții corpului fizic în al cărui creier s-a adăpostit pentru o vreme? În primul val, un serial americano-canadian de ficțiune, conștiințele unor ființe extraterestre inteligente și invadatoare, numite Gua, erau ținute în niște mici sfere argintii care călătoreau spre Terra prin găurile de vierme, un fel de scurtături ale spațiului, pentru a fi implantate în trupuri special proiectate, cu aspect uman, dar cu puteri speciale, conferite de ADN-ul extraterestru adăugat la fabricare. Mintea umană este deci un mister măreț și amețitor. Mai este mult până să ne dăm seama ce este, cum ia naștere, cum și dacă moare. Materia neagră, energia neagră. Studiem universul din ce în ce mai profund, cu instrumente tot mai performante. Deslușim tot mai bine înfățișările materiei existente în el. Dar, după câte se pare, ceea ce vedem sau ne dăm seama că există, fiindcă își semnalează prezența într-un fel, reprezintă doar vreo 4% din ceea ce se află acolo. Restul e materie neagră. Nu se vede, nu se simte, dar este acolo, spun savanții. Mai mult, acestei materii negre îi este asociat și un tip special de energie pe care, de asemenea, nu o putem percepe. Energie neagră, i s-a spus, un nume potrivit pentru că negrul simbolizează necunoscutul. Noi, oamenii, ființe vizuale prin excelență, văzul fiind pentru om simțul prevalent, 80% din informația despre lumea din jur primind-o pe cale vizuală, nu putem vedea în întuneric. Deci, ceea ce este negru, întunecat, rămâne pentru noi misterios și ascuns. Timpul. Încercați să dați o definiție a timpului fără să folosiți niciun termen care să se refere la timp. Nimeni nu poate. O definiție a timpului este una dintre marile pietre de încercare pentru savanții și filozofii de acum și dintotdeauna. Timpul este oare o dimensiune, precum dimensiunile spațiului? Este o însușire a materiei? Este o iluzie? Este adevărat că timpul nu există dacă nu-l măsoară cineva? Și multe alte astfel de întrebări rămân fără răspuns. Începutul universului. Aici avem, este drept, o teorie larg cunoscută, chiar destul de larg acceptată. Cea a Big Bang-ului, o bruscă și masivă împrăștiere explozivă a întregii materii și energii existente azi în univers, pornind dintr-un singur punct în care era condensat totul. Împrăștiere care continuă și azi și e numită expansiunea universului. Big Bang a generat spațiul, materia și timpul. Asta s-a întâmplat, după spusele multor specialiști, acum aproximativ 14 miliarde de ani. Și aici încep nelămuririle. Cum este posibil să apară ceva, și mai ales ceva așa de mare ca universul, din nimic? Dacă universul cuprinde totul, adică și timpul, cum putem vorbi despre înainte de Big Bang și după? Ce a declanșat Big Bang-ul?
Fiecare savant pozitivist probabil are momente când îi invidiază pe adepții creaționismului. Aceia nu-și mai bat capul, spun și cred că Dumnezeu a făcut totul și cu asta basta, măcar de-ar fi așa de simplu. Sfârșitul universului. Orice lucru care are un început trebuie să aibă și un sfârșit, nu? Așa gândim noi, oamenii, condiționați de durata limitată a vieții noastre și obișnuiți să împărțim timpul în perioade care încep și se termină. Atâția ani de grădiniță, atâția ani de școală, de pensie și așa mai departe. Evident, oamenii au ajuns să-și pună întrebarea când va dispărea universul și cum se va petrece sfârșitul său. Întrebarea însă nu primește în prezent decât un răspuns cu totul nesatisfăcător. Nu se știe când va înceta să existe universul. Despre anumite galaxii, sisteme solare sau stele se pot face predicții, dar despre univers în totalitatea sa, modelele de predicție s-au bazat întotdeauna pe tendințele trecute și prezente. Ori, de vreme ce nu știm limpede nici măcar ce se întâmplă în prezent prin tot universul, cum am putea prevedea ceea ce se va întâmpla? Oricum, ca să nu rămânem chiar așa fără nimic, iată câteva teorii privind modul în care se va sfârși universul. Expansiunea va continua la nesfârșit, până când, din mulțimea de planete, comete, stele și alte corpuri cerești, nu va mai rămâne decât un nor de materie difuză, o masă uniformă de pulbere de stele. Sau, gravitația va pune stăpânire în cele din urmă pe întreg universul. Va acopleși totul, făcând ca totul să-și încetinească rotirea, până când universul va recădea în sine, reducându-se la un singur punct, de unde cândva, după cine știe cât timp, ar putea apărea printr-un nou Big Bang, un nou univers. O altă teorie vorbește despre particulele barionice, care, să ne reamintim, sunt particule compuse, deci susceptibile să se desfacă în elementele componente. Acestea s-ar putea dezintegra rând pe rând, iar universul s-ar stinge încetişor, asemeni unei lumini care pălește, până când n-ar mai rămâne decât marele nimic. Universurile multiple. Autorii SF au visat întotdeauna la călătorii în universuri paralele, dar până acum asemenea voiaje n-au fost decât imaginare. În lumina descoperirilor fizicii cuantice, unii dintre savanți întrevăd totuși posibilitatea existenței mai multor universuri, fiecare având o istorie proprie, poate funcționând după propriile legi ale fizicii, altele decât cele pe care le cunoaștem noi. Toate aceste universuri ar exista simultan, interacțiunile lor fiind însă limitate. Teoriile acestea sunt deocamdată prea vagi pentru a fi bine înțelese, chiar și de către oamenii din branșă. Cât despre aplicarea lor în practică, deocamdată suntem tot la faza imaginației. Dar, cum totul începe cu o idee, cine știe dacă, într-o bună zi, nu vom putea călători într-un alt univers ca să găsim acolo ceva ce n-am găsit într-al nostru. Forma universului. Din moment ce nu-i vedem marginile, cine poate ști ce formă are? Ar putea fi oricum, însă chestiunea este de mare însemnătate. Printre altele, felul în care se va sfârși universul depinde și de forma lui. Așa că ar fi important de știut cum arată. Dar dacă nu se poate, nu se poate. Oricum, să nu vă imaginați că oamenii de știință s-au resemnat pur și simplu să ofteze și să spună că nu avem cum să aflăm ce formă are universul. Există teorii asupra acestei chestiuni și au fost propuse câteva modele. Aproximativ plat. Un model realizat pe baza unor măsurători precise ale temperaturii radiației de fond. De către Wilkinson Microwave, sonda spațială lansată în 2001, aduce în prim plan ideea unui univers cu o geometrie plată. Curbura spațiului, chiar dacă există, este așa de mică încât poți zice că e plat. NASA susține că, în conformitate cu rezultatele obținute de sonda spațială, acest model este corect, cu o marjă de eroare de doar 2%, sau poate fi aproximativ sferic.
Mai corect spus, acest model propus în 2003 descrie geometria globală a Universului drept un spațiu dodecaedric Poincaré. Un dodecaedru este un poliedru cu 12 fețe pentagonale plate, iar un spațiu dodecaedric Poincaré sau sfera Poincaré ar fi un spațiu de formă dodecaedrică, ale cărui fețe, în loc să fie plate, ar fi ușor curbate în sus, convexe. Mai simplu spus, seamănă cu mingea de fotbal făcută din petice poligonale ușor curbate, sub presiunea aerului din interior, care, unite, formează un corp sferic. Sau poate avea formă de pâlnie. Pe baza studiului radiației cosmice de fond, numită și fond cosmic de microunde, o radiație remanentă foarte veche, datând din stadiile timpurii ale dezvoltării Universului, e un fel de amintire, de urmă, de ecou al Big Bang-ului, ceea ce a mai rămas din radiația produsă de acel eveniment de proporții cosmice. A fost elaborat așa numitul model Picard al unui univers de forma pâlniei unei trompete, model publicat în 2004. Încheiem seria enigmelor cosmosului cu teoria totului. O mare teorie care să explice totul, să descrie absolut toate fenomenele fizice cunoscute și încă necunoscute, să includă orice fel de interacțiune fundamentală care are loc în natură, la orice nivel, să îmbine armonios, fără nicio fisură, fizica clasică, cea relativistă, aplicabilă la scară foarte mare, în speță la scară astronomică, și fizica cuantică, ce descrie interacțiunile la scară foarte mică, la nivel de particule, așa ceva este un fel de piatră filozofală a fizicii, echivalentul descoperirii panaceului, medicamentul miracol în stare să vindece orice boală. Și cum nu avem încă panaceul, așa nu avem nicio teorie a totului, unanim acceptată, desăvârșit confirmată experimental, care să adune la un loc, în pace și bună înțelegere, toate tipurile de interacțiuni fundamentale care au loc în natură. Interacțiunile fundamentale sau forțele interactive sunt modurile prin care particulele elementare din univers interacționează unele cu altele. O interacțiune este numită fundamentală atunci când nu poate fi descrisă cu ajutorul altor tipuri de interacțiuni. Până acum cunoaștem 4 astfel de interacțiuni fundamentale: gravitația, electromagnetismul, forța nucleară slabă și forța nucleară tare. De-a lungul vremii au fost elaborate teorii tot mai cuprinzătoare, care au adunat 2, apoi 3 dintre forțe sub umbrele tot mai largi, precum teoria corzilor, explicând cu ajutorul unor ecuații tot mai complexe modul în care materia și energia din univers se comportă la nivel macro și microcosmic. Dar nimeni nu le-a putut clădi tuturor celor 4 un acoperiș comun, unificând teoriile asociate lor într-o singură, totală, perfectă, de neclintit teorie a totului. Dragi prieteni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă aștept cu drag și data viitoare. Nu uitați să dați like și share și să vă abonați la canal. Pe curând!